treia parte a integralei Phoenix continuă apogeul, dar și sfârșitul activității grupului în România de la mijlocul anilor 70. Marea și inedita transhumanță, ca să nu spunem explozia mămăligii, era pe aproape. Lipsea doar picătura chinezească. După o încercare cu fostul coleg de bancă al lui Kovács, jazzmanul Eugen Gondi, baterist venise așadar Ovidiu Lipan Țăndăric. Mi-a plăcut foarte mult din lucrările care erau deja pregătite, forma crudă a proiectului Cantrafabule. Și bineînțeles că am creat ritmurile care au rămas veșnic în acea operă rock și am rămas cu formația Phoenix împreună. A urmat, a fost un album foarte reușit. Au urmat spectacole foarte mari, stadioane, 35.000 de oameni, care tineret care venea un lux, să zic așa, să ne vadă. A fost o perioadă extraordinar de frumoasă, până când Nicu a plecat în Olanda. Negru bodă și al lui ceată, tot voinici cu fruntea lată, și cu gheage groase drepte, și cu plete lungi pe spete. Doar stadioanele îi mai puteau găzdui pe muzicienii timișoreni, ale căror concerte continuau din ce în ce mai greu în semiclandestinitate, anunțate în ultimul moment. Câștigurile ilicite erau de fapt ale echipelor de fotbal care îi găzduiau. Sala Casei de Cultură din Oradea era înconjurată de poliție, cu câini, poliție, călare, rămase de oameni pe care nu mai găsesem până atunci. Foarte, foarte multă lume a venit acolo și l-am întrebat pe Nicu, zic, ce se întâmplă aici, ce se va întâmpla aici, ce care e cu zona asta. Zice, aici este cânstul. Și vă dați seama că pentru mine a fost o tensiune extraordinară, nu mai văzisem așa ceva. Deci până și pentru mine și pentru noi a fost un șoc succesul pe care l-am avut atunci și pe care l-am avut în toată perioada după aceea. Urmând să fie stadioane, pentru că casele de cultură erau cumva neîncăpătoare, ne-am mutat în sală de sporturi, urmând apoi să cântăm pe stadioane. În iulie 76 rămâne în anale, deocamdată fără imagini, concertul extraordinar susținut în scenografia naturală a ruinelor cetății Sarmisegetusa, cu un grup de dubași din Brănești Făget. După o primă scenografie a capelor lui Valeriu Sepi, Phoenix începe să se confunde cu vietățile mitice despre care cântă, odată în plus prin măștile propuse de Dan Chișu, cu care se întâlniseră după un concert la Brăila. În acea noapte petrecută la Alifantis acasă, mi-aduc aminte că ne-a prezentat, ne-a spus că ar avea materialul noului disc ce urma să apare, era vorba de Cantafabule, dar nu mergea decât cu un casetofon special, cu o viteză specială. Am făcut rost de acel casetofon în acea noapte, am ascultat și la Iași am propus să fac altfel partea vizuală. Am început să propunem, el făcuse arte plastice, eram mult mai puțin talentat decât el la desen, dar încercam tot timpul să-i propun tot felul de schițe pentru costumul respectiv. Mi le colecta foarte rapid și normal că a urmat vreo 2-3 luni de zile de turneu în care se pregătea acest concert, nu se știa când va fi, dacă va fi, unde va fi, până când s-a primit concret aprobarea de la Timișoara, pentru că știu că totul se cânta cu destul de multe probleme.
Reîntâlnindu-se după un concert la Pitești, Nicolae Covaci și Dan Chișu bat palma, astfel că acesta din urmă este chemat la Timișoara pentru a se ocupa și de execuția noilor costume, măști și așa mai departe. Am cerut coarne de animale, am fost la abator, ne-au dat coarnele fără să ne spună că trebuie fierte. Le-am ținut în casă, s-a împuțit toată casa, bineînțeles. Am avut niște aventuri din astea uluitoare. Nu găseam vopselele care să facem, nu găseam materialele, am folosit tot felul de materiale neconvenționale. Am cusut 1000 de degetare pe pantalonii lui Oji. Aveam niște mantii pe care trebuia să le suflăm cu o chestie argintie sau aurie și singurul material care am găsit era sobarul, care cred că a fost probabil prima dată din viața mea când m-am drogat. Atât am suflat, aveam o pompiță din aia. S-a stricat aspiratorul, că exista un sistem în care puneai într-un borcan ceva și cu aspiratorul o suflantă din aia care arunca. Și nemai funcționând, la Paradis, la Mars, ultimele părți le făceam suflând efectiv cu gura prin acea țeavă. Caprele de Crăciun, da? Și atunci am vorbit cu Covaci, acum le facem așa cum trebuie, să fie supradimensionale, ca măcar să dăm cuiva un lemn. Că scule avem, toți, zelmări, marșal, dar un lemn e al nostru. Covaci era totdeauna un tip care se uita așa în stânga, în dreapta, cine mai cântă acum. Și eu l-am rugat să-mi arate niște acorduri, nu știu ce, pe gitară, pe vremea aia. Că eu nu vreau să cânt la vioară. Deci vioara pe mine m-a terminat. Aveam, stând așa sub, asta era greu și nu mi-a plăcut. Era teroare, vioara. Și el, bineînțeles că a vrut un violonist, că el cânta la gitară și el având stațiile alea și totul, eu mergeam acolo să cânt, să turb, știi? Așadar, în 76, la vioară, apoi și chitară, apare Erlend Krauze. Aceste imagini sunt filmate pe stadionul de la Sibiu, de același prieten, regizorul Ioan Cărmăzan. De reamintit aici că TVR nu mai difuza de aproape 2 ani grupul timișorean devenit național. Altfel, în al treilea film, Agentul Straniu, avea să fie ilustrat cu o înregistrare specială a grupului inspirată de performantul sintetizator Moog și măestria mânuirii sale, la care ajunsese Reininger. Dar ce mai făcea în America fugarul Moni Bordeanu? Eu cu Nicu țineam așa legătura. Mai îmi scria, mai telefonam și mi-a sunat și mi-a spus, uite, am scos un album extraordinar, Canta Fabule, și zic, păi trimite că să-l ascult și mie mi-a plăcut tare mult muzica, că era un instrumentist bun și ca muzică, clar, era puțin stil așa, retro, mie mi-a plăcut și m-am dus cu el și la o casă de discuri în state, l-am prezentat, însă, nu că n-au fost încântați, dar ce am auzit de la A&R, managerul de acolo, a fost că bun muzician, bun disc, dar noi avem originalul. Deci noi avem Yes, noi avem Genesis, noi avem Jethro Tull. Totul verde cu părul pădure, totul verde cu părul pădure, simt cum privirea
În anul de cum, până 1976, Țăndărică este înlocuit de fostul baterist de tranziție, Cornel Liuba. În septembrie, Kovács se căsătorește cu o olandeză. Interogat insistent de securitate, el părăsește țara pe 26 octombrie. Pentru mine, călătoria la acea nuntă a fost ca și o călătorie în Occident. Oamenii de acolo, invitații din Olanda, soția lui era din Olanda, din câte mi-aduc aminte. Nu știu, toată atmosfera era... Parcă intrasem într-un loc care nu aparținea României. Era ca într-o tabără hippie. Era o emulație care totuși nu era... cum să spun eu, care nu era atinsă de ceea ce se întâmplă astăzi. Pentru că astăzi, bine, asta e părerea mea și, în fine, se întâmplă o decadență, cum era pe vremea Imperiului Roman, apare o decadență, o violență, o... Deci, în fine, e cam delicat în momentele astea. Atunci era o restriște și era o ținere în lanț, asta era, dar care, uite, paradoxal, dădea chestia asta, că ascuns așa pe nu știu ce, cu perna pe telefon, cu microfoanele ascunse într-un beț sau nu știu ce, să încercau niște chestii și se făceau. Se făceau. Înregistrare inedită din perioada când Phoenix au cântat într-o formulă de compromis cu Baniciu, Couple, Krauser și Liuba, acesta devenind și nou manager al grupului. Dar după cutremurul din 77, Nicolae Kovács se întoarce. Trupa reapare pe câteva scene refăcută cu Țăndărică. A fost cu Baniciu și cu Ioji, în Cenaclu, cu Ponescu, cu nebunile celelalte. Și cântam blues, de fapt, noi, nu cântam Phoenix. Mai cântam o mica țiganiadă, ce trebuia, așa, nunta sau nu mai știu. Dar era altă trupă, nu mai era spiritul ăla, de la Nicu. Nicu era spiritul lui Phoenix. Ne-am plecat din țară nu ca să ne îmbogățim, nu ca să ne facem milionari sau nu știu ce alte vise aveau cei care au întins-o. Noi am plecat pentru că am fost interziși. Noi în țara asta nu mai aveam voie să cântăm. Timp de 2 ani de zile, deci în 74 am fost interziși, 75, 76 n-am mai cântat ilegal, urmăriți de poliție și sabotați și boicotați peste tot. Deci cu mari greutăți. Cred că s-a spus totul, însă trecutul nu pot să-l schimb. Deci a fost vremea să ne salvăm viața. Deci ne-am făcut treaba, dar noi suntem și oameni. Deci ca să putem să trăim mai departe, a trebuit să plecăm. N-am plecat de bunăvoie. Nu ne-a alungat nimeni, dar mi s-a spus clar, prin anumite vorbe pe care le-am înțeles, nu aveți ce să căutați aici.
trăim de toți acești ani în România, a fost o colivie de aur pentru noi. Ca artist să nu ai voie să poți să pleci și să vii înapoi acasă este o mutilare psihică. Și sigur că noi, dacă am fi avut posibilitatea și mi s-ar fi dat drumul, niciunul dintre noi n-ar fi rămas. Cu siguranță n-ar fi rămas. Nimeni. Pentru că dorul de casă și să trăiești în România, aici te simți într-adevăr om, cum am mai și spus lucrul ăsta. Am fost luat odată la universitate de securistul universității și mi-a spus și că doar și eu, Covace, am auzit că dumneata ameninți că ne ridici toată studențimea în cap. Ți s-a suit succesul la cap? Zic că nu mi-a trecut prin cap chestia asta, dar ideea e foarte bună. Ca să ai grijă că suntem cu ochii pe tine, zic, știu foarte bine că sunteți cu ochii pe mine. Aveți ceva să-mi reproșați? Nu, că să știi că noi știm tot și o să ai grijă și o să pățești și o să nu știu ce. Până la urmă mă întorc, că da, vezi că dacă auzi că cineva zice ceva, să vii să-mi spui, lasă-mă pe mine în pace. Și știam că aveam în gașcă, erau 2-3 din ăștia care aveau urechi de elefant, radar. Și... Dar n-aveam ce să ascundem. Noi totdeauna am fost spontani, n-a venit să facem o prostie, am făcut-o. Nu ne-am întrebat că ce se va întâmpla pe urmă sau o să placă cuiva. Că o să placă, nu o să placă. Noi ne-am făcut damblaua. Deci, în situația aia, noi ne făceam damblaua. După un ultim concert la Constanța, figurând pe afișul unui concert bucureștean dublu, aprobat cu greu la sala polivalentă, membrii din acel moment, mai puțin Mircea Baniciu, părăsesc țara clandestin ascunși în cutii de difuzoare. Pasărea Phoenix se întorcea în cenușă. Dar, ca și în legendele pe care le-a cântat, mitul continua. În Germania, apoi din nou acasă. Când am aflat că nu se mai ține concertul, zvonistica a funcționat perfect, au apărut zvonuri că au fost arestați, că au fost împușcați. Mai ales că au dispărut. Deci nu s-a ținut concertul și n-a mai știut nimeni nimic. Oameni care au luat legătura cu tu și la Timișoara, cu mama lui Micu. Nimeni nu știa nimic. Și atunci toată lumea și-a pus problema că ăștia i-au eliminat. Ambuscadă și pe drum undeva, în drum către, nu se știa. Pentru, mă refer la cei implicați care știau, aveau contacte și așteptau. Și atunci, mare a fost bucuria când am aflat de la Europa Liberă că au trecut și că au scăpat. A fost o greșeală, recunosc, a fost o greșeală mare. Noi puteam fi la ora asta una din cele mai bune formații din vest, din Germania cel puțin. Și pe acest motiv s-a și spart formația, pentru că fiecare vrea să facă altceva. După jumătate de an n-a mai existat formația pe nici. Fiecare s-a dus în colțul lui, arăta cu degetul spre celălalt și îl înjura. Fiecare și-a imaginat că va ajunge milionar dacă face nu știu ce compromise. Iar eu am rămas cu fixa mea, voi nu vreți, eu continui. Și am luat nemți, sârbi, cehi, englezi și am pus să cânte românește și au cântat
fără accent românește după ani de repetiții. Și am continuat să cânt în românește. În momentul în care ajunsesem la țara aia concretă, cu finanța, cu totul clarificat, cu asta, și nu ne-am descurcat. Și el nu și-a dat seama, deci erau datorii deja, erau nebunii cu banii, cu... N-aveam încălzire în casă, deci hibernam. Cum v-am zis, nu mint. Săteam în pat cât puteam de mult, ca dacă ne sculam, ne amețeam pe holurile alea. Ne întâlneam cu domnul Bordeanu, cu domnul Țândărica. Mai stăteam de vorbă, cât puteam așa să nu leșinăm și ceam în pat. Odată ajuns și în Germania, în 1977, Phoenix forțează consacrarea pe meleaguri străine de cele care au influențat atât de mult prin folclor muzica rock a timișorenilor. Firește, piesele cu vocație vestică au fost reînregistrate, textele fiind la rândul lor traduse. În primii doi ani, concertele germane dau speranțe fugarilor. E o întrebare grea. Am făcut multe și am realizat mai puțin decât am făcut. Pe plan muzical am scos niște discuri, multe înregistrări, compoziții, piese noi. M-am ocupat mult de conservarea stilului formației și în același timp de îmbogățirea lui cu noi mijloace tehnice, noi mijloace de expresie și cel puțin din punctul ăsta de vedere cred că pot spune că am avut succes. Sigur că mi-au trebuit și niște ani de acomodare, mi-au trebuit și niște timp în care să mă distanțez de toate tensiunile și toate problemele iscate de această nouă renaștere în Occident. Imediat după ce Phoenix s-a stabilit în Germania, Nicolae Covaci a sunat în America fostul solist. După propria ei relatare, Moni Bordeanu a venit de parcă asta ar fi așteptat toată viața, lăsând totul baltă. Iarna, pe primul nostru LP din 70, cei ce ne-au dat nume? Melodia Iarna. Și de data asta o cântă Moni Bordeanu ca solist vocal. El a făcut și traducerea engleză. Și orchestrația este, sigur, mai comercială, mai modernă. Și chiar place. A fost una din piesele care a plăcut aici chiar și la casele de discuri. Urma să înregistrăm eventual un single cu această melodie. Dar între timp s-au produs multe schimbări în cadrul formației și n-am mai putut să scoatem acel singur. Pe albumul Transylvania Phoenix, apărut în 1980, mai figurează transformate Mica Țiganiadă și Nunta, dar și piese noi cu lungi excursuri instrumentale, din ce în ce mai sofisticat. La fel de încurcat și neprevăzut avea să fie însă și drumul muzical al liderului.
La Phoenix am venit în 1977. Da, băieților le mergea destul de rău. Avuseseră câteva concerte. Aveau posibilități să cânte, dar foarte rar și prost plătite. Deci nu erau bani. Se mânca de la, eu știu, câteva persoane care ne ajutau cu câte ceva, cu micuțenii, să zicem. Deci era o văduvă, o doamnă în vârstă, care avea o cantină. Iar în această cantină rămâneau tot felul de resturi care le băgau în refrigerator, frigider, nu, congelator, vreau să zic. Un congelator. A fost frumos, sigur. Numai unii dintre noi n-au avut răbdare să stea împreună mult timp și să lucre. Vreau succesul repede, repede și asta nu merge aici, mai ales cu muzica ce se încerca, ce încercam să facem pe atunci. Nu prea mers așa cum și-au închipuit unii și ne-am despărțit. Iată încă un document inedit, un disc single produs în 84 lui Moni Bordeanu de către Yoji Couple, muzician care avea să-și continue cariera separat de Phoenix. Cu Erland am cântat după ce s-a despărțit Phoenix în 78 cu o trupă Madhouse. Deci am format cu Ovidiu Lipan, Erland Krauza, Yoji Couple, trupa Madhouse, care a durat cam vreo un an, după care ni s-a dat o ofertă. Deci, neavând mare succes, să zicem, comercial, cum toată lumea aștepta, în vest trebuie să ai succes comercial, că altfel nu poți să supraviețuiești. Așa, și mi s-a făcut mie și lui Erland Krauza oferta de a trece la trupa Lake, care era deja cunoscută prin trei discuri, chiar și în America. Sigur că n-am rezistat la tentația asta. Când mă gândesc numai la câștigul de experiență din trupa respectivă, care a făcut turnee cu Santana și cu Bob Dylan în toată America. Următoarea formulă a fost foarte interesantă. Eram 6 oameni cu violoncel electric, cu 2 viole electrice și gitară, bas, tobe. Formulă în care am avut mare succes de public, stilul fiind nou, formație deci de muzică rock și chiar rea și agresivă, cântând cu cordare. Am scos în 80 acel disc cu Transilvania Phoenix, renunțând la 2 din băieți. Formula a fost restrânsă, doar Ovidiu la tobe, Manny Neumann la vioară, câștigul la care n-am renunțat nici astăzi, Manny cântă și astăzi cu noi. Un
basist englez și eu la voce și la gitară. Adaptându-se în continuu cerințelor pieții, Kovács îl descoperă pe violonistul Manny Neumann, capabil să preia, respectând proporțiile, rolul de scenă și imaginea unui Jan Anderson de la Jetrotal, eterna referință internațională a grupului etno-rock originar din România. Lucrurile au decurs exact așa cum aș dori oricui să-i se întâmple măcar o dată în viață. În acel moment, auzind acel sunet, am știut că poate fi o parte din viața mea viitoare. Am fost absolut sigur. A fost ca un gong. Ne-am reîntâlnit în Germania, am plecat în același an și eu și Nicu Kovács, în 76, și ne-am reîntâlnit acolo, cred, după 2 ani. Nicu Kovács făcea sculptură în lemn, lucruri foarte interesante, inspirate puțin din arta africană, dar de fapt era o artă populară care semăna și cu arta, inspirat și din arta românească populară și din arta africană. S-a amintit că am terminat o facultate de arte plastice și dintr-o dată mi-a venit ideea ce ar fi să încerc să văd dacă mai știu să desenez și să pictez. Și după câteva încercări mi-am dat seama că nu s-a pierdut mai nimic din ceea ce puteam pe vremuri și am început să pictez. I'm hunting for someone, chasing blood on my mind. Nowhere to go, no hiding place. Moving just always see my face. The breaking ground, but never win. But I feel my thoughts, I'm sinking in. Deci asta e sala de sport din Osnabrück. Tabloul ăsta l-am făcut în 86. Este cel mai mare tablou din nordul Germaniei. Ancorat într-un mod original, după cum vezi. Cu, nu știu, 4 mixere. Deci, în sub scenă, în fosă, în public, în spate, cu efecte, cu, mă rog, tot ce era modern la ora aceea. Și a ieșit extraordinar de bine. După un an, hai să facem Jesus Christ Superstar. Eu nu mai vreau. Deci, după chestia, am luat și foarte mulți bani, am luat primul Jaguar. Și... n-am mai vrut să continui. Nu mi-a plăcut mie. Adică, nu-mi plăcea munca cu orchestra. Era o chestie gigantică din punct de vedere tehnic. Dar a ieșit nemaipomenit. Oamenii de... Deci, teatrul din Osnabrück primește cam 10 milioane de mărci pe an, ca să-i spargă. Și ei câștigă din piesele lor, ce fac ei acolo, din public, bilete vândute, cam 1 milion.
Imaginează-ți că au câștigat, nu știu, vreo 5 milioane în aluara. Saga muzicienilor fugari din România continuă. Trei dintre ei au un proiect, din păcate încă necomercial, în timp ce Kovács pictează pentru municipalitatea din Osnabrück, mai târziu punând în scenă în oraș operele Rock Evita și Jesus Christ Superstar. Un rol mult mai apreciat, care nu-i anulează ambițiile. În anii 80 scoate două single-uri, Tuareg și Ciocârlia, cu evidente influențe din țară. După perioada cu Madhouse și cu Riloi și toată această nebunie, ne-am adunat iarăși împreună. Nicu în timpul ăsta fusese și făcuse, cunoscuse pe Manny Neumann la Hilden, lângă Düsseldorf, și după aia ne-am întâlnit împreună și am început să repetăm într-un club alternativ, într-un pub la Osnabrück. Și începuse repetițiile cu piese vechi, piese mai noi orchestrate de Nicu. Am început să dăm niște spectacole și am făcut LP-ul Transilvania. În Germania ne-am întâlnit iarăși după despărțire, cam prin anii 80. Și am produs cu Nicu niște piese instrumentale, Tuareg și ce-a mai fost, nu mai știu... Ciocârlia, da, exact, Ciocârlia. Într-un sistem mai, cum să spun, mai... redus, deci nu cu trupa, ci numai noi doi și cu electronică și așa mai departe. Experimente, sigur că da. În anii 80 a fost foarte practicat acest experiment. Așa, și Nicu tot mai venea pe la mine și făceam demo-uri și așa mai departe. De exemplu, Empire of Vampire, am lucrat-o împreună. Și piese cu text englezesc în general. Bounty Man și... O filmare inedită realizată de Anton Petrașincu pe parcursul vizitei folchistului Nicu Vladimir în Germania. Aici împreună cu Nicolae Kovács și Mircea Florian. Revoluția română era pe aproape. Am avut spectacole chiar în Osnabrück când veneau, ultimul spectacol când a fost de Maifest, sărbătoarea din Mai, a fost în oraș și instalat o scenă și am avut spectacol acolo, a fost în jur de 20.000 de oameni. Și au venit din Olanda ca să ne vadă, din alte, unde am avut și concerte, am cântat în Paradiso în Olanda, am avut și alte concerte în Olanda, tot cu Phoenix. Deci Phoenix a avut o activitate în Germania și... În ultimul concert care l-am avut în 90, în Hyde Park, în Osnabrück, o mare discotecă, când am auzit de Revoluția în România și ce s-a întâmplat, nu ne-am venit să credem. Am început să plângem pe scenă și niciodată n-am fi crezut că vom avea posibilitatea să ne reîntoarcem în țară. Fiind fugiți să...
Aceasta, stimați telespectatori, a fost o fotografie a lui Nicolae Covaș, conducătorul formației Phoenix, din urmă cu 20 de ani, nu ne vine să credem, dar nu ne întoarcem în timp. Nicolae Covaș este viu și nevătămat alături de noi, în studioul Meridianelor Cântecului, invitat de onoare, invitat surpriză al primei emisiuni după reluare. Deci, Nicolae Covaș, în primul rând câteva cuvinte pentru tineretul român care te-a așteptat, care v-a așteptat 12 ani. 12 ani am așteptat și noi ca să avem ocazia de a cânta din nou în țară și pentru acest tineret care îl merităm și care ne-a meritat. Adică cred că este locul nostru aici și ne-am hotărât să venim și să ne continuăm activitatea în țară. Fiecare a venit cum a putut. Că Nicu s-a urcat în primul tren, nu știu cum a făcut, și a pus iarnă, frig, vagoane neîncălzite. El a venit în România. A fost primul care a venit să vadă ce e cum. După aceea am venit și eu în 90, în ianuarie, da, cu un transport de 24 de tone, cu niște ajutoare la Iași, pentru că peste tot se duceau, numai în Moldova, acolo nu ajungea nimeni. Și acolo erau niște cazuri foarte deosebite, la spitalul de copii, bătrâni, asta, tot ce am putut să aduc, în sfârșit. Concertul reunirii nu s-a întâmplat la București, ori la Timișoara, ci taman la Paris. Costin Petrescu a organizat în sala Sigal un regal dorit să strângă fonduri pentru România. Pentru prima dată după despărțire, Baniciu era din nou alături de trupă. Inedită este și prezența violonistului Neamț, ca și aceea a celor doi bateriști, Petrescu și Țăndăric. Prima oară în 92, în turneu în România și am crezut că a stat timpul în loc, în România a stat timpul în loc, pentru că aveam aceeași fain ca în anii 70. Deci n-a fost nici o diferență. Deși acești fain nu erau nici născuți în vremea când am plecat din România. Lucru care m-a bucurat și m-a fascinat enorm. Iar acum e încă o generație care a crescut din 92 la 2002. Deci sunt bunicii, tații, mamele, nepoții și nepoții nepoților, de fapt, dacă stăm să ne gândim. Și este enorm, adică nu mă așteptam la acest lucru. Cei care aș fi putut să mă interzic au gândit ideea pozitivă, totuși aici. A rămas cineva din Phoenix aici și nu un personaj mărunt din Phoenix, deci chiar solistul vocal, ceea ce pentru ei era foarte important. Deci eu am continuat să cânt, m-au mai luat la întrebări, dar nu, adică n-aș putea să spun că n-am fost lăsat să trăiesc după plecare, din potriva. Am cântat multe dintre cântecele lor și
cântecele noastre, de fapt, cântecele fiind atât de bune, nici ei n-au mai avut replică. Deci n-am avut nici altă problemă în această cauză. Am mai fost întrebat din când în când de ce și cum, dar răspunsul meu a fost întotdeauna, sunt și compozițiile mele, nu sunt numai compozițiile mele. Și pentru mine, mă rog, capitolul Phoenix s-a terminat, dar eu în continuare mai fac muzică din când în când, mai cânt cu Nicu, suntem ca și în Timișoara, tot așa, în vecini, aproape. Ne mai vedem, mai cântăm, peste tot, când ai puțin timp, așa, pe aici. Și eventual o să facem o producție chiar amândoi în România. Am și eu niște chestii făcute. Phoenix a fost foarte important pentru mine și cel mai plăcut lucru, probabil. Ceea ce credea Moni Bordeanu în 90 avea să fie infirmat de renașterea deopotrivă a repertoriului beat la care participase în România. Două concerte în 94, apoi la fiecare concert aniversar, plus un disc propriu cu acompaniament Phoenix. Însă prima realizare difuzată de posturi de Radio Timișorene imediat după Revoluție a fost această piesă înregistrată cu Erlend Krause. Celebru pentru înregimentarea sa în orchestra James Last, muzicianul român a lansat mai multe discuri instrumentale de senzație. Intrând în țară și cântând pe stadioane, Timișoara, București, unde cântam, erau stadioane pline cu tineri născuți după ce noi am părăsit țara, care cântau silabă cu silabă toate piesele noastre. Deci se cânta cu niște noduri în gât, nu pot să spun că erau băieții sunt sensibili, asta e a lor, și erau impresionați. La un moment dat, în Timișoara, când am cântat, deci acel cântec, imn pentru Timișoara, au oprins, deci tot stadionul a oprins lumânări, ca de Paște.
Că nu aveau ei laseruri și reflectoare, nu știu. Lumânări. Au aprins lumânări și s-au pus în genunchi. Deci tot stadionul s-a pus în genunchi. Și cântam și aud, sună tot mai prost, sună tot mai prost. N-am mai auzit aia, n-am mai auzit aia. Când mă întorc, băieții plângeau. Deci pe scenă nu se mai putea cânta. Iar eu cu nodul în gât până aici, m-am chinuit să termin piesa. Adică trebuia terminată cumva, indiferent. Și au fost niște scene teribile. Deci, noi am avut această satisfacție, deci eu am avut-o cel puțin. Zic, uite ce înseamnă să nu cedezi și să continui. Ce bine că n-am cedat.